Locuitorii unui bloc de pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocan al capitalei trăiesc un adevărat coșmar. Din 2019, atunci când blocul a fost dat în exploatare, subsolul este plin cu apă. Pentru ca apa să nu ajungă la etajele superioare, oamenii au instalat o pompă. Mai mult, o dată în săptămână, o persoană o cară cu găleata. Aceștia se tem că într-o bună zi în apartamente va apărea mucegai. De cealaltă parte, reprezentantul companiei de construcție susține că caută soluții pentru a rezolva această problemă. Au fost mai multe adresări la compania de construcție ca să fie soluționată problema apelor subterane din subsolul casei. Am ajuns în 2023, problema nu este rezolvată, este agravată, până când nicio soluție nu a găsit compania de construcție, nu sunt absolut deloc receptivi. Toate scrisorile care au fost adresate dumnealor rămân fără răspuns. Eu am adevărat, adevărul că la etajul minus 2, noi la minus 3. Dacă mucegaiul care îl vedeți la etajul minus 3 urcă în câțiva ani la minus 2, respectiv ajunge și la niveluri mai sus. Atunci când cumperi apartament, cumperi și o gradă, cumperi și scară, cumperi și bloc, cumperi și vecini. Deci noi vrem să avem o gradă și o casă sănătoasă, nu o gradă plină de mucegai. Companiile de succes de obicei și recunosc greșelile pentru ca să-și păstreze reputația. Am și eu debarat la nivel minus 2. La momentul actual eu am scos toate lucrurile de acolo pentru că nu știu ce se poate întâmpla. Mai mult, din cauza apei, locuitorii blocului cu 21 de etaje nu pot folosi nici ascensorul care duce la debarale. Liftul, în primul rând, nu putem să-l pornim din cauza apei. Nici nu putem să luăm un debarat, că e numai apă prin ele. Este un om care deservește aici, strânge apa în fiecare săptămână. Dar dacă se duce omul ăla, cred că va fi și inundații. Potrivit administratorului blocului, compania nu ar fi efectuat lucrări de hidroizolare, fapt ce duce la acumularea apei. Anul acesta, iarăși, ne-am adresat la autorități, după ce am văzut că nu se clarifică situația, am încercat amiabil, la Agenția de Supraveghere Tehnică, la primărie, pretură. Cu păreri de rău, răspunsurile la toți au fost că sau să rezolvăm amiabil, sau să ne adresăm în instanță judecată. Contactat de Moldova 1, directorul companiei de construcție, Vladimir Tonu, susține că blocul nu a fost construit de la zero, ci a fost cumpărat de la o altă companie. Acesta afirmă că poartă discuții cu ei pentru a rezolva problema. Noi am finalizat lucrările, dar responsabil în carte tehnic și responsabilă pentru lucrările de ciclu zero e aparținii companiei. Iar noi nu înseamnă că am spus că nu examinăm și nu cătem soluții cum să o scoatem la cap. Când nimerește apă în subsol, nu există niciun pericol, nu se distruge nimic, dar problema trebuie soluționată. Reprezentantul primei companii care a construit cele trei nivele ale blocului susține că sunt în căutarea unei soluții și dă asigurări că problema va fi remediată. Am discutat problema și aveam și niște acțiuni concrete, dar încă nu s-a început nimic. Păi sigur că va fi rezolvat, dar este un caz care trebuie analizat bine și luat o decizie corectă. Ministrul Infrastructurii, Andrei Spânu, afirmă că se va documenta despre acest caz, iar ulterior va veni cu un răspuns. Eu voi verifica, pentru că nu cunosc despre caz, voi verifica cu Agenția de Supraveghere Tehnică. Evident că vom interveni pe competențele noastre. Blocul are 142 de apartamente, iar acolo locuiesc peste 300 de oameni.